Ministerul Sănătății condamnă acest act și transmite un mesaj cadrelor medicale care încă mai cer bani pentru servicii teoretic gratuite. Să-și facă datoria ca medic și să aibă conștiință de om, o persoană care e în suferință, are nevoie de un serviciu medical pe care îl obține necondiționat. Condiționarea actului medical este ceva care depășește capacitatea noastră de înțelegere și de acceptabilitate. Cu toate că datele arată o îmbunătățire a situației, oamenii încă se plâng că șpaga nu a dispărut. Pot să vă spun doar că, într-adevăr, pacienții ne semnalizează și nouă astfel de situații. Această condiționare n-ar trebui să existe, pentru că are efectul de neîncredere a oamenilor, cetățenilor în sistemul de sănătate, și asta este pentru că de obicei generalizăm, iar lucrurile astea nu se întâmplă peste tot, sunt numai cazuri și vedem în anumite regiuni sau zone, nu neapărat în zonele urbane, orașele mari, spitale universitare, îmi vedem mai mult în zonele micu-rural, orașe mai mici sau spitale județene. Am un prieten care a făcut o operație de apendicită și era tratat cu durere, efectiv. Și până în momentul în care a băgat niște bani în buzunar și atunci, de atunci totul a fost ok. Ca să-l țină internat. Păi, dar să știți că mă lupt să-l internez, pentru că e destul de grav, e chiar foarte grav. În primul rând încep să-i moară neuronii. Și e foarte grav și nu mi-l interna. Venea salvarea, mi-l lua, îl aducea a doua zi, noaptea, până la 4 și jumătate, 5, îl aducea înapoi acasă. Pentru ce vi s-a cerut și cât? Nu știu cât, dar mă rog, s-au cerut, adică fac nazuri. România ocupă primul loc între țările europene în ce privește corupția din sistemul sanitar, conform ultimului Eurobarometru pe această temă publicat de Comisia Europeană.